Frumusețea nu are limite, iar un scaun cu rotile nu o poate împiedica să se simtă femeie puternică. Este crezul unei tinere din capitală care a înfruntat stereotipurile și s-a lansat într-un concurs internațional de Miss destinat fetelor cu dizabilități. Primul de acest fel la nivel mondial. Ludmila Iachim are 38 de ani și o poftă de viață cât lumea de mare. Este membra organizației non-guvernamentale Motivație, care apără drepturile persoanelor cu dizabilități. Iar de curând a aplicat la concursul internațional Miss Wheelchair World și după o selecție riguroasă. Foarte multe acte, poze profesionale, am făcut un video, trebuia să vadă cum eu mă manifest. A fost acceptată printre cele 25 de participante din diferite țări ale lumii. Cum ai reacționat când ai aflat că ai fost acceptat? A fost, o emoție și o mândrie în suflet, pentru că totuși reprezint țara. Pe site-ul organizației, reprezentanta Moldovei este cu numărul 15, iar la capitolul popularitate este pe locul 2 după reprezentanta Poloniei. Colegii de birou nu uită să voteze pentru ea. E o regulă deja, cum venim la serviciu, primul cu ce începem, asta votăm. Și deja la moment avem 1266 de voturi. Spre deosebire de alții care au câte 54. N-ați pierdut timpul, ați votat? Nu, zadar am venit la serviciu. La sfârșitul lunii septembrie, Ludmila va merge la Varșovia, unde va avea loc concursul. Sunt convinsă că astfel de evenimente motivează alte persoane cu dizabilități. Nu este ușor să ieși în scaun rulant, să ieși pe scenă, în fața publicului, să arăți că eu mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Acum este în pregătiri. Printre proiecte scrise și munca de birou, încearcă să-și găsească rochii în care să apară pe scenă. Am ales această rochiță pentru că, mă rog, și ca mărime s-a potrivit. Obligatoriu port național. Ai pregătit deja? Am discutat cu doamna. Îi mai rămâne să găsească o rochie de seară, dar se pare că nu e atât de simplu. Că mai aștept răspuns, am mai căutat. Sunt activități sociale totuși și până înțeleg mesajul, de ce trebuie. Pentru Ludmila, faptul că se deplasează într-un scaun cu rotile nu este o piedică să-și urmeze visurile. A încetat să mai meargă pe când avea 13 ani, dar a învățat să-și înfrunte condiția. Țin minte când am mai mers, dar totuși nu am sentimentul ăla de a înțelege cum a fost când am mers vreodată. M-am acceptat pe mine, mi-am dat seama că pot să ai o viață minunată, independentă, reușită. Acum Ludmila coordonează un proiect care ajută persoanele cu dizabilități să se angajeze în câmpul muncii. Avem o statistică de cel puțin 80 de persoane incluși în câmpul muncii, angajați în munci diferite. A practicat ani la rând tenisul de câmp, a participat și la alte concursuri de frumusețe sau la prezentări de modă. În Ucraina, în 2013, a obținut titlul de vice-miss. Și pentru că are întotdeauna o agentă încărcată, se deplasează mult prin oraș. La întâlnirile de serviciu merge cu mașina ONG-ului, în rest cu trolebusul. Transportul public de la noi nu e tare prietenos cu oamenii în scaun cu rotile, dar asta nu o oprește. Că sunt doar trolebusurile de culoare albastră care au o rampă manuală, dar nu sunt puse pe toate rutele și au un program. Colegii o apreciază pentru omenia ei, dar și pentru că le face pe toate cu răbdare și corectitudine. Este o femeie frumoasă, este foarte sufletistă. Noi ne bucurăm pentru Ludmila, noi o admirăm pe Ludmila, o iubim. Dați voie să mai chiulească, are de pregătit totuși. Îi dăm voie, adică să iei anumite ore libere, cu condiția că vine câștigătoare de la acest concurs. Altfel o să aibă de recuperat toate orele. Concursul Miss Wheelchair World este organizat pentru prima dată de două mame cu dizabilități din Polonia, care au creat o fundație și care vor în felul acesta să sprijine femeile cu dizabilități și să le îndemne să fie active și să se prețuiască.